Reprezentantul Guvernului României în teritoriu și-a prezentat astăzi bilanțul pe anul trecut. Prefectul Eduard Andrei Popica a făcut un scurt rezumat al activității cabinetului, dar și a celorlalte departamente ale instituției pe anul 2018. Totodată, prefectul județului Vaslui a dezvăluit și prioritățile prefecturii pe acest an. La ședință au participat subprefectul Mircea Gologan, președintele Consiliului Județean Dumitru Buzatu, vicepreședinții Consiliului Județean Ciprian Trifan, respectiv Vasile Mariciu, primarul municipiului Vaslui Vasile Pavel, primarul municipiului Huș Ioan Ciupilan, senatori și deputați de Vaslui, angajații prefecturii și conducătorii tuturor instituțiilor deconcentrate din județ. Vreau să vă mulțumesc în primul rând tuturor pentru că ați dat curs invitației noastre la activitatea pe care o avem privind raportul de activitate al rezultatelor activității și desfășurării instituției prefectului pe anul 2018. Aș dori să începem activitatea noastră prin a intona imnul de stat al României. Aș dori să salutăm prezența domnului președinte al Consiliului Județean, domnului Dumitru Buzatu, al domnului prefect de Iași, un prieten de suflet, un colaborator și un om cu care de fiecare dată ne-am sfătuit în toate problemele pe care le-am avut legate de instituția prefectului, a domnilor deputați, reprezentanți în Camera Deputaților ai cetățenilor din județul Vaslui, șefilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne, domnilor directori de deconcentrate și tuturor invitaților de astăzi. Dau citire raportului de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de instituția prefectului în anul 2018. Obiectivele strategice stabilite pentru anul 2018.
asigurarea la nivelul județului Vaslui a aplicării și respectării Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului României, a celorlalte acte normative, a ordinii publice, precum și a programului de guvernare și a celorlalte documente de politică publică. Asigurarea controlului de tutelă administrativă, îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență, asigurarea monitorizării serviciilor publice deconcentrate, îmbunătățirea imaginii instituției și a relațiilor sale cu mediul extern. Asigurarea creșterii gradului de informare privind semnificația Statutului României de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și sprijinirea creșterii gradului de absorție a fondurilor europene la nivelul județului Vaslui. Creșterea gradului de încredere a cetățenilor județului Vaslui în activitatea pe care o desfășoară instituția prefectului județului Vaslui. Utilizarea în condiții de eficiență și eficacitate a tuturor resurselor de care dispune instituția prefectului județului Vaslui și îmbunătățirea și dezvoltarea sistemelor de management. Analiza activității Cancelariei Prefectului. Au fost elaborate și transmise 209 comunicate și informări de presă. Au fost mediatizate 250 de evenimente. În presa locală și națională au apărut 805 articole care fac referire la instituție. Au fost acordate 33 de interviuri, 135 declarații de presă pe subiecte vizând problematica instituției prefectului și a gestionării situațiilor de urgență. Pe parcursul anului 2018 au fost organizate 4 conferințe de presă, din care 2 comune cu toate structurile teritoriale a Ministerului Afacerilor Interne și 3 briefing-uri de presă. Pe pagina de Facebook a instituției au fost postate 387 de materiale informative. Analiza activității serviciului juridic. Verificarea și legalitatea actelor administrative ale Consiliului Județean și ale Consiliului Local și ale primarului. În anul 2018 au fost verificate 14.237 acte administrative ale primarilor, ale Consiliilor Locale și ale Consiliului Județean Vaslui. Urmarea acestei activități, efectuate prin aparatul de specialitate, un număr de 385 acte administrative au fost declarate nelegale. Întrucât 14 acte din acestea au fost menținute de autoritățile emitente, au fost atacate în instanța de contencios și administrativ. Principalele deficiențe constatate privesc încălcarea prevederilor legale referitoare la normele de tehnică legislativă, încălcarea prevederilor legale referitoare la cvorumul necesar pentru aprobarea hotărârilor de Consiliul Local, încălcarea prevederilor referitoare la stabilirea procentului pentru calcularea garanției la contractele de concesiune a bunurilor aparținând domeniului public din UAT. Încălcarea prevederilor legale referitoare la gestionarea rețelelor de utilități publice. Încălcarea prevederilor legale referitoare la atribuirea cu titlu gratuit a unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al UAT-urilor, conform legii numărul 15/2003. Încălcarea prevederilor legale referitoare la aprobarea rețelei școlare și încălcarea prevederilor legale referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT-urilor. Aplicarea legilor speciale privind restituirea proprietății. Pe parcursul anului, Comisia s-a întrunit în 9 ședințe de lucru și a analizat 483 de propuneri, din care un număr de 116 au fost puse pe ordinea de zi. Diferența de 367 de propuneri au fost returnate comisiilor locale, motivat de faptul că nu aveau documentația completă așa cum prevăd legile fondului funciar, respectiv regulamentul Comisiei Județene Vaslui, aprobat prin hotărârea Comisiei Județene numărul 44 din 22.03.2017. S-au adoptat, redactat și transmis părților interesate un număr total de 105 hotărâri. În anul 2018 au fost eliberate un număr de 17 titluri de proprietate și au fost formulate un număr de 336 răspunsuri la petițiile formulate de cetățeni. În cursul anului 2018 au fost emise un număr de 71 ordine ale prefectului, conform prevederilor articolului 36 din legea fondului funciar, numărul 18 din 1991, fiind returnate un număr de 32 documentații, întrucât acestea nu erau complete sau nu se încadrau în prevederile articolului de lege sus menționat.
Au fost întocmite 5 răspunsuri la radiograme sau circulare ale Ministerului Afacerilor Interne, Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietății București și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, precum și 4 adrese Inspectoratului de Poliție al județului Vaslui. Activitatea de eliberare a postilelor. În cursul anului 2018 au fost adresate instituției prefectului județului Vaslui un număr total de 2264 de cereri de apostilare a documentelor, eliberându-se un număr total de 2918 apostile. Audiențele cu cetățenii. În anul 2018 au fost primite în audiență de către conducerea instituției un număr de 225 de persoane. Din spectrul problemelor prezentate, peste 59% sunt din domeniul implementării legii proprietății, 12% privesc probleme edilitare gospodărești, iar aproape 11% reprezintă cazuri sociale. Aici de menționat și faptul că instituția prefectului, în fiecare lună, așa cum o parte dintre dumneavoastră știți, avem în programul de audiențe, audiențe atât în municipiile Bârlad și Huș, cât și în municipiul reședință de județ, repet, lunar. Comunicare și relații cu publicul. A fost îmbunătățit procesul de actualizare a informațiilor disponibile pe site-ul instituției prin aplicarea procedurii de sistem elaborate de către Direcția Generală pentru Relații cu Instituția Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. S-a observat o creștere a operativității în soluționarea problemelor adresate de cetățeni prin scrisori și petiții. Au fost promovate prevederile legii 544 pe 2001 privind liberul acces la informații de interes public și a legii 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică. Comunicare și relații cu publicul. Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate un număr de 1038 de petiții. Din totalul de 1038 de petiții primite, 416 au fost redirecționate spre competentă soluționare către alte instituții abilitate ale statului, iar 37 au fost clasate. Petițiile au fost soluționate astfel: 498 pozitiv sau parțial pozitiv, 34 negativ, 47 în curs de soluționare. Analiza activității serviciului, programe și monitorizare servicii deconcentrate. Comisia de Dialog Social. Activitatea Comisiei s-a concretizat prin ședințe organizate lunar, ca răspuns la solicitările venite din partea partenerilor de dialog social, respectiv a sindicatelor și a patronatelor. Principalele dezbateri au privit solicitări de modificări legislative în domeniul muncii, salarizarea în diverse sectoare, corelarea ofertei școlare cu piața muncii, conflicte de muncă, revendicări sindicale, dar și prezentarea oportunităților de afaceri și responsabilitatea socială a companiilor. În Colegiul Prefectural a fost convocat prin ordin al prefectului în 12 ședințe ordinare, în scopul realizării principalelor atribuții prevăzute prin reglementările legale. În cadrul ședințelor au prezentat rapoartele 24 de instituții. Prin prezentarea și dezbaterea diverselor teme la nivel orizontal, instituirea de comisii mixte de acțiune în diverse domenii în baza protocolelor de colaborare instituțională și aplicarea hotărârilor Colegiului Prefectural, s-a realizat o sincronizare a activității serviciilor publice deconcentrate la nivelul județului Vaslui în beneficiu cetățenilor și a mediului de afaceri. Implementarea programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate. În perioada 27-28-2018, AMPOAD a desfășurat o misiune de verificare a POAD 2015-2016 la sediul instituției prefectului județului Vaslui, vizând modul de implementare a programului în cadrul următoarelor comune: Munteni de Jos, Văleni, Zăpodeni, Oșești, Alexandru Vlahuță și Dragomirești.
În perioada 15 a 10 a 2 a 11 a 2018, Direcția Regională de Audit Neamț a desfășurat verificări privind modul în care au fost distribuite alimentele în perioada 2014-2016 la UAT-uri, selectate pe baza de eșantion statistic aleatoriu. Prevenirea situațiilor de urgență și gestionarea acestora prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Principalele activități ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vaslui vizează monitorizarea permanentă prin centru operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui a situațiilor de urgență din zonele afectate și potențial a fi afectate. Coordonarea activității comitetelor locale pentru situații de urgență din județul Vaslui pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență. Organizarea și executarea de exerciții cu caracter specific intervențiilor în situații de urgență. În scopul asigurării managementului situațiilor de urgență, în anul 2018, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vaslui s-a întrunit în 16 ședințe și au fost adoptate 5 hotărâri. Prefectul județului Vaslui, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a emis 11 ordine. S-a participat la 11 evaluări în teren pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase pe teritoriul județului Vaslui în perioadele 23-a 5-a, 11-a 6-a, 25-a 6-a, 17-a 7-a, 8-a 8-a și 20-a 8-a 2018. Apărarea drepturilor și a siguranței cetățenilor. Pentru stabilirea competențelor și eliminarea suprapunerilor forțelor, în anul 2018 a fost actualizat Planul Unic de Ordine și Siguranță Publică la nivelul județului Vaslui, document ce a fost supus aprobării prefectului. Prin ordinul prefectului numărul 25 din 2018 a fost reactualizată componența Comisiei de Elaborare a Sistemului Cadru de Asigurare a Protecției Unității Școlare, a asigurării elevilor și a personalului didactic din județul Vaslui. Analiza activității Serviciului Public Comunitar de eliberare și evidență a pașapoartelor simple. Activitățile desfășurate pe linie de pașapoarte au constat în primirea și soluționarea unui număr de 32.617 cereri pentru eliberarea de pașapoarte simple, din care pașapoarte simple electronice 19.004, pașapoarte simple electronice CRDS 7.234, pașapoarte simple temporare 5.197, pașapoarte simple temporare CRDS 1.182. Soluționarea cererilor depuse la misiunile diplomatice ale României în străinătate, în număr de 12.353. Analiza activității Serviciului Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatriculări a vehiculelor. Pe parcursul anului 2018 au fost operate în regim județean de evidență a vehiculelor rutiere un număr de 17.149 de certificate de matriculare, 1.601 radieri din circulația vehiculelor și au fost eliberate un număr de 5.003 autorizații și numere provizorii. De asemenea, au fost înregistrate un număr de 345 de cereri de pierderi, furt, deteriorare, plăci cu numere de înmatriculare. În anul 2018 au fost emise un număr de 15.856 permise de conducere. În ceea ce privește situația principalelor activități desfășurate de către lucrătorii compartimentului regim permise de conducere și examinări în anul 2018, situația se prezintă astfel. Proba teoretică. Candidați examinați 15.182. Candidați admiși 8.197 într-un procentaj de 53,9%. Candidați declarați respinși 6.985 într-un procentaj de 46,1%. La proba practică, candidații examinați au fost într-un număr de 13.634, din care admiși 6.719 într-un procentaj de 49,2% și respinși
6.915 într-un procentaj de 50,7%. Aș avea de adăugat la cele două servicii comunitare faptul că în sfârșit în anul 2000, la finele anului 2018, începutul anului 2019, am ajuns la o situație, zic eu, cât de cât normală. Dacă la începutul mandatului, la programările pentru înmatriculări, stăteam undeva la aproape 4 luni și un pic, în momentul de față suntem la aproximativ o lună. Suntem în luna, la începutul lunii aprilie. O lună și un pic. Săptămâna trecută, ștergându-se baza de date, întrucât am dat drumul și la un ghișeu, la liber, programările erau la o săptămână. În ceea ce privește serviciul de pașapoarte, aici, cum bine știți cu toții, noi suntem un județ mai special, întrucât avem foarte mulți cetățeni moldoveni, care de fapt au cetățenie română, sunt români și situația de la acest serviciu este, cum spuneam, una aparte, pentru că numărul de persoane care se adresează pentru depunerea documentelor în vederea eliberării pașapoartelor este un număr destul de mare față de celelalte județe. Din discuțiile pe care le-am avut cu șeful serviciului, cu doamna Lungu, am înțeles că cele 100 de bonuri care se dau zilnic, bonuri care se dau fără persoanelor care nu au programare, într-un de față nu se distribuie zilnic numărul total de bonuri, de pentru care o persoană care dorește să-și facă un pașaport și, bineînțeles, stă la coadă acolo luându-și un număr de ordine, poate să-și facă acest document și într-o zi. În acest sens aș dori să aduc mulțumiri șefilor celor două servicii, aducându-le la cunoștință faptul că activitatea lor poate fi și mai bună decât atât și cu speranța că în anul 2019 vom găsi rezolvări și la deficiențele care încă mai sunt, nu pot decât să le urez mult succes. Aș dori să le mulțumesc tuturor directorilor instituțiilor deconcentrate pentru activitatea pe care au avut-o în anul 2018, pentru că au susținut activitatea instituției prefectului și ori de câte ori s-a evit câte o problemă la nivel de județul Vaslui, am găsit împreună rezolvări, astfel încât am depășit situațiile critice. Totodată aș dori să aduc mulțumiri și șefilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne pentru promptitudinea cu care au răspuns de fiecare dată la solicitările noastre și ale cetățenilor din județul Vaslui. Aduc mulțumiri Consiliului Județean Vaslui, care de fiecare dată ne-a sprijinit în activitatea instituției prefectului, tuturor celorlalte servicii și nu în ultimul rând deputaților și senatorilor din județul Vaslui, care de-a lungul anului 2018 au fost invitați în diverse ședințe, chiar de dialog social, găsind soluții de multe ori pentru la problemele pe care le-au ridicat cetățenii. Aș dori ca anul 2019 să fie la fel de bun ca anul ce tocmai s-a finalizat și promptitudinea cu care ați răspuns fiecare dintre dumneavoastră să fie aceeași și în acest an.
Eu vă mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce ați făcut pentru cetățenii din județul Vaslui, pentru instituția prefectului și pentru serviciile în care lucrați. Vă mulțumesc mult! Aș dori în continuare să dau cuvântul domnului prefect de Iași, domnului Marian Șerbescu, așa cum vă spuneam, un prieten cu care de fiecare dată ne sfătuim și găsim soluții în rezolvarea problemelor ce țin de instituțiile pe care le coordonăm. Domnule prefect, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Bună ziua tuturor. Bună ziua tuturor. Domnule prefect, domnule subprefect, domnule președinte a Consiliului Județean, domnule vicepreședinte, domnilor deputați, domnilor comandanți, domnilor directori, domnilor și domnilor, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația adresată de a lua parte la prezentarea acestui bilanț pe 2018 a instituției prefectului Vaslui. E o bucurie și o onoare să fiu alături de dumneavoastră astăzi și dați-mi voie ca în numele instituției prefectului Iași, cât și al meu personal, să transmit felicitări domnului prefect, domnului prefect și întregului colectiv din instituția prefectului Vaslui pentru rezultatele obținute în 2018. Așa cum spunea și domnul prefect, aveam o colaborare instituțională excelentă, o relație de prietenie și dumnealui a fost prezent săptămâna trecută la prezentarea bilanțului instituției Iași și acum am întors și eu vizita dumnealui și vreau să vă spun că avem o colaborare extraordinară, sigur ne leagă și o prietenie, dar repet, o colaborare instituțională excepțională. Și așa cum prezenta domnul prefect foarte multe cifre, în spatele acelor cifre stau oameni. Este munca tuturor pentru a obține acele cifre. Și tot respectul și felicitările celor care lucrează în instituția prefectului, sigur și la serviciile publice comunitare. Și cred că aș vrea să subliniez doar una din realizările pe care eu le consider excepționale pentru Vaslui în general și știu implicarea domnului prefect pentru a rezolva problema de la Albița. Deci din vama de la Albița știe toată lumea cum arăta, cum arată astăzi, este granița de intrare în Uniunea Europeană. Era o chestiune anormală, să zicem, și știu cât s-a zbătut domnul prefect și cu ceilalți colaboratori dumneavoastră și au rezolvat problema asta. Sigur, rămâne în amintire și, sigur, în beneficiul cetățenilor. Vreau să mai subliniez faptul că nu trebuie să uităm că toți suntem în subordinea cetățenilor. E o deviză a mea, faptul că cu toții suntem subordonați cetățenilor județului și trebuie să ne facem datoria față de ei. Față de colegii din instituția prefectului, în mod direct sau prin intermediul domnului prefect, este și vă aștept la Iași sau orice problemă instituțională aveți, orice instituție de concentrată din județul Iași, vă rog să apelați la mine, ușa mea este permanent deschisă și, repet, puteți apela direct sau prin domnul prefect, cum doriți. Important este să găsim soluții la toate problemele. Un alt aspect pe care îl discutam și cu domnul prefect, noi nu trebuie să căutăm niciodată scuze, ci soluții. Și soluții pentru cetățeni, așa cum spuneam. Dar fiindcă este un moment festiv și un moment de bilanț, aș vrea să-i ofer domnului prefect medalia instituției prefectului Iași
cu logo-ul președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în semn de apreciere pentru draga activitate din 2018. Mulțumesc și mult succes și un an cât mai bun vă doresc. Mulțumesc. Mulțumesc mult, domnule prefect, ca de fiecare dată veniți cu surprize la noi în județ. Vă mulțumesc și eu pentru toată susținerea pe care ne-ați acordat-o. Așa cum spuneam, în activitatea instituției prefectului, un rol deosebit l-a avut, fără dar și poate, Consiliul Județean Vaslui. Pe această cale aduc mulțumiri domnului președinte Dumitru Buzatu, domnului vicepreședinte Ciprian Trifan și domnului vicepreședinte Vasile Mariciuc. Domnule președinte, dacă vreți să ne adresați câteva cuvinte, pentru că eu știu că la dumneavoastră faptele sunt mai presus decât, dar la moment de bilanț ar fi o onoare pentru noi să ne adresați câteva cuvinte. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc. Încep cu o formulă arhicunoscută, doamnelor și domnilor, nu mai zic dragi copii, că nu prea avem pe aici, și am să vă spun că eu apreciez foarte mult activitatea prefecturii. Să nu vă duc cu... De aceea sunt și prezent la bilanțul acesta și asta să nu vă duc cu gândul pe aceia care poate m-ați invitat la vreun bilanț sau la vreo manifestare la care n-am fost prezent, că nu apreciez activitatea instituției dumneavoastră. N-am putut să vin, am avut probabil vreun motiv întemeiat. Apreciez, mai ales când ea se desfășoară și într-un cadru festiv, așa frumos cum este acesta, tineretul ăsta este clasic, vă, că are obiceiul ăsta, că festivism, treburile astea. Eu fiind mai în vârstă, după aia sunt mai revoluționar acum, în momentul ăsta. Vreau să vă spun că am urmărit cu foarte mare atenție atâta timp cât am stat în sală raportul și am primit câteva impulsuri care să sprijine aprecierea pe care o dau activității prefecturii. M-am uitat, de exemplu, că la solicitările de apostile, noi am dat mai multe apostile decât s-au cerut. Și sper să mai aveți apostile și în viitor, să dăm la toată lumea să primească apostile acolo. Fiecare câte o apostilă. Acum, sigur, am comparat cu petițiile la care ați dat un număr, un număr egal de răspunsuri. Și mă întreb dacă nu puteți să aveți și mai multe răspunsuri la petiții decât petiții. Lăsând la o parte glumă, pentru că vreau să vă mai destin, că am văzut că sunteți foarte serioși și marcați din momentul acesta, eu cred că lucrul cel mai important în activitatea noastră, a instituțiilor statului, indiferent care sunt ele și cu atât mai mult prefectura, lucrul cel mai important este să fim responsabili sau să activăm la nivelul de responsabilitate a funcției pe care o ocupăm. Și dacă acolo unde suntem, și l-am auzit pe Marian care a zis că noi suntem în slujba subordonați cetățenilor, eu nu prea sunt de acord cu treaba asta, că n-am ajuns să fiu subordonat nici unui cetățean până acum. Sunt în serviciul lor. Cu toții suntem în serviciu cetățenilor. A fi în serviciu e un lucru oarecum diferit, să mă scuz că am făcut această observație, pentru că asta înseamnă că într-un serviciu în care activitatea se desfășoară corect, îl respect pe cel care ești subordonat la rândul său și acela care comandă și el te respectă cu tine. Și dacă suntem în serviciu cetățenilor, cam același lucru trebuie să se întâmple. Nu înseamnă că cetățenii pot să ne înjuri oricât și noi să băgăm capul în nisip castruțul. Nici nu v-aș recomanda să înjurați dumneavoastră pe ei. Vreau să cred că elementul de seriozitate, de respect, funcționează de ambele părți, indiferent de natura problemelor pe care le avem de rezolvat, de dificultățile pe care le
întâmpinăm și lucrul acesta este marcat din un efort continuu de asigurare a legalității și de o activitate îndreptată spre rezolvarea acestui. Vreau să scurtez discursul meu, dorindu-vă succes în activitate în continuare. Nu luați în seamă remarcile acestea mai umoristice, luați-le pe celelalte care au fost serioase, e adevărat mai puține. Și tuturor vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, vă doresc multă sănătate, succes în nouă. Mulțumim mult, domnule președinte. În aprecierea remarcilor pe care le-ați făcut și vis-a-vis de serviciul nostru de apostile. Știu, e corect. Într-adevăr, au fost 2264 de cereri și 2918 apostile. Pentru, dar unii au cerut mai mult. Pentru că într-o cerere se cere apostilarea mai multor documente. Știu. Dar e o chestie... Mai pot să avem apostile. Da. Vreau, aș dori să dau cuvântul în continuare domnului primar al municipiului Vaslui, care ne-a susținut, ne susține și ne va susține în continuare în toate demersurile pe care instituția prefectului județului Vaslui le are în activitatea ei și în ceea ce privesc activitățile comune cu instituția primăriei Vaslui. Domnule primar, vă rog, aveți cuvântul. Stimați parlamentari, doamnă și domnul director, sigur că astăzi participăm la o activitate deosebit importantă pentru instituția prefectului, aceea de a prezenta un bilanț pe un an. Am studiat materialul, sigur că putem discuta despre fiecare capitol. Ce pot spune despre anumite lucruri? Domnule prefect, cred că ați observat că unitățile administrative teritoriale întocmesc documente documentate cu prevederi legale, le transmit la dumneavoastră. Sigur, acolo unde au fost de întrebare, au venit și soluții de rezolvare. Dar acest lucru implică și responsabilitatea unităților de a respecta legea. De asemenea, la comisiile de avut social, unitățile administrative teritoriale, pentru că, de fapt, problemele acestor consilii se regăsesc în unități, o mare parte dintre ele și împreună le-am găsit soluții de rezolvare. Ați acționat cu responsabilitate în Comitetul pentru situații de urgență și, din nefericire, în anul de 2018 am avut asemenea cazuri, când împreună am încercat să limităm, să lichidăm pierderi materiale, chiar de vieți, cu promptitudine și cu responsabilitate. Nu sunt vorbe aruncate, ci sunt fapte petrecute. La această activitate pe care ați desfășurat-o și sigur i-a spus acolo calificativ de bine, foarte bine. Au contribuit și ați făcut această remarcă și serviciile de procentate. Prezența lor în această sală la acest bilanț explică un lucru că își cunosc responsabilitățile, iar eu, ca reprezentant al primăriei, am lucrat excepțional cu toate aceste instituții, am participat la bilanțul și nu putea fi altcumva decât rezultatul de 2018. Într-un final, sigur că activitatea se desfășoară normal și logic și firesc, dar nu vă las. Nu vă las.
capitolul din pașapoarte și matriculare. Am memorat și eu. Vă 40-50 de milioane care s-au vehiculat de crușa grea. Și care îmi creați numai probleme mie și locuitorilor de acolo. Și am spus foarte clar că voi solicita din nou. Haideți împreună să găsim un spațiu. Haideți împreună să asigurăm un minim necesar desfășurarea activității acolo. Pentru că o ultimă solicitare a locatarilor de acolo a pus barieră. Am acum pe biroul meu să pun barieră să interzic accesul acolo, că nu pot intra cu copiii. Nu e nebunit, domnul președinte, dar au fost o parte, sunt cu proprietari, au fost o parte noi. Drepturile și cunosc. Nu poate noastră. Da, în sfârșit. Vă rog să haideți împreună, eu voi face din nou solicitarea la dumneavoastră. Poate găsim un spațiu să delevăm și în condițiile în care acolo vor veni niște de lucrări, care mai devreme sau mai târziu vor începe și vor crea mai multe. Sigur că activitatea de acolo s-a redus, s-a ordonat, dar încă sunt probleme. În rest, vă doresc mult succes în 2009 și de ce mulțumesc încă o dată tuturor serviciilor de concertare, colaboratorilor care au avut agență și noi colaborare și în 2019. Domnule prefect, cu succes și când aveți ocazie și treceți prin Răz, mai opriți-vă și la primăria voastră, că suntem dispuși să rezolvăm și dăm o cafea. Vă mulțumesc și eu, domnule primar. Într-adevăr, vis-a-vis de spațiul în care își desfășoară activitatea cele două servicii publice comunitare, este o problemă pentru că parcarea de acolo este destul de mică. Numărul de cetățeni care beneficiază de cele două servicii, după cum știți, fiecare dintre dumneavoastră este extrem de mare, dar eu sunt convins de faptul că împreună cu domnul primar și Consiliul Local vom identifica un spațiu, iar domnul primar ne va da cu titlu gratuit un spațiu, astfel încât să ne putem și noi muta de acolo. Da, domnul prefect, anunțându-vă că va fi de 120.000 de locuitori, așa că avem cea mai mare rată de votare și mă aștept 30-40 de locuitori. Cunoaștem, domnule primar, și monitorizăm în continuu creșterea aceasta. Da, mulțumesc încă o dată Primăriei Vaslui și Consiliul Local. Tot alături de noi a dat astăzi curs invitației noastre domnul primar al municipiului Huș, domnul Ioan Cipilan, căruia aș dori să, dacă dorește dumnealui, să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule primar, vă rog. Domnule prefect, astăzi, prima auzire de Ioan, nu pot decât să felicit și să le urez succes în continuare cu activitatea care a desfășurat o proiectură, cu relațiile foarte bune care au avut primăria municipiului Huș, atât și cu unitățile de sănătate. Și ca să nu lungesc prea mult cu ajuntea la vorbitori, aș spune doar că totdeauna este loc de mai bine și împreună cu desigur care să le facem mai bine pentru tot ce are de servit. Să mutăm la Huș serviciul ăsta. Și mai aproape. Vă mulțumesc și eu, domnule primar. Alături de problemele pe care le-am avut în acest an au fost deputații și senatorii din județul Vaslui. O parte dintre dumnealor aici de față, vreau să le mulțumesc în mod deosebit pentru implicarea pe care au avut-o în anul 2018 în slujba cetățenilor, așa cum a zis domnul președinte din județul Vaslui. Vreau să mulțumesc pentru rezolvarea problemelor, pentru la problemele pe care le-am solicitat
noi, pentru prezența în comisiile de dialog social când a fost nevoie, unora pentru faptul că ne-au adus la cunoștință ce deficiențe mai avem în județul Vaslui, ce probleme mai avem în județul Vaslui. Și în acest sens, dacă dintre dumnealor ar dori să ia cuvântul, v-aș ruga pe domnul deputat Solomon. Vă rog, domnul Botez, aveți cuvântul. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și felicitări pentru acest exercițiu de transparență, care cred că este foarte necesar și binevenit. Nu o să mă lungesc foarte mult, doar aș vrea să punctez câteva lucruri. La serviciul de pașapoarte și la permise, cred că mai poate fi înțelătățit activitatea și cumva să mergă lucrurile un pic mai repede. Sper să reușiți în acest an. V-am trimis câteva adrese și dumneavoastră ați răspuns prompt. Dar cred că sper să faceți treaba mai bună aici. Și anul acesta o să vină alunecări de teren. Fiecare an o să fie probleme și rugămintea este să acționați proactiv, să identificați zonele cu risc și să încercați să prevenim acest lucru. De asemenea, pe toți ne preocupă podul de la casă. Dumneavoastră, împreună cu domnul Cuzat, v-ați încercat, am trecut și eu, am încercat și am trecut un amendament la bugetul pentru finanțarea acestui obiectiv și sper ca anul acesta să reușim. De asemenea, v-am solicitat Vă mulțumesc și eu, domnule deputat. Într-adevăr, la cele două servicii lucrăm în continuare pentru eficientizarea activității. Zic eu că nu aș vrea să-mi aduc laude, dar într-un an și jumătate, aproape 2 ani de zile, o schimbare s-a văzut cât de cât la cele două servicii. Adică de la programări la 4-5 luni s-a ajuns la 30 de zile, 30-40 de zile. Am dat drumul și la acele ghișee la liber, un cetățean care vrea să-și matriculeze sau să-și scoată un document de la cele două servicii, poate sta la coadă și să-l obțină în aceeași zi. În ceea ce privește podul de la Crasna, aduc aici mulțumiri și domnului deputat Căciulă. Săptămâna viitoare mi-a transmis domnul președinte Buzatu, încă de zilele trecute, că se va finaliza studiul de fezabilitate, drept pentru care în cel mai scurt timp, probabil că în luna martie va fi scos la licitație proiectare plus execuție. Suntem pe drumul cel bun. Zic eu, va urma procedura de licitație și lucrările vor începe cât de curând acolo. Dacă dintre domnii deputați vor să mai ia cuvântul, dacă nu, cu scuzele de rigoare, salutăm prezența unui om special pentru mine, a domnului prefect Țibulcă, care am ținut în mod deosebit să fie alături de noi, unul dintre cei mai, sau cel mai longeviv prefect al județului Vaslui, căruia doresc să-i dau cuvântul. Domnule prefect, vă rog, aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc, nu mă așteptam. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru faptul că mi-a dat posibilitatea să mai revăd colegii și colaboratorii. Doamnelor și domnilor, mulți nu am de spus decât doar așa, gândindu-mă, când spuneați domnul primar că avem 50-60.000 de moldoveni. În perioada când am fost prefect, am emis 120.000 de titluri de proprietate. Dacă acești cetățeni care au avut din județul Vaslui vin și vor solicita teritorii, pământ, veți avea o problemă.
dacă acești cetățeni, și asta o pun ca întrebare, gândesc într-o zi să vină să candideze unul dintre ei la funcția de primar și vin 30.000 de consulteri și contează. Noi de când căutăm? Sigur, este asta o glumă, nu e un om. Sperăm să fie un om, să nu fie de la Biblie. Ce să, din cei ce am ascultat din raportul prezentat, sigur s-au schimbat multe față de acum 20 de ani, care aveau prefect. Atunci problema principală era pământul. Făceam ședința foarte săptămânală, putea și câte două. Mă bucur că aveți o relație bună cu Vezi Iași, pe perioada aceea aveți relații mai puțin bune, pentru că erau niște primari și mi-și amintește pe primarul de la Ipatele, de la Păstrânac, era aproape săptămânal, venea aici cu Doreanță pentru zona Negrești, cu Băiești, în partea aceea, chiar și în partea despre Huș. Am rezolvat cu eu, dar cu firmul, bineînțeles, a prefectul de atunci al Iașului. Încă o dată mă bucur că m-ați invitat, mă bucur că am avut posibilitatea să văd colaboratorii mai vechi. Pot să spun că dacă domnul președinte spunea că nu se poate adresa cu dragi copii, eu pot să mă adresez cu dragi copii, să-mi ieși mult în sală care puteți să-mi fiți copii. De aceea vă urez să aveți succes în activitățile dumneavoastră, la toate serviciile, la toate instituțiile și să dea Dumnezeu, nu știu, mă gândeam că acum 37 de ani am fost prima dată în această sală, atunci nu-ți făceau bilanțul, îți făceau analize și primul secretar te ridica în picioare, dacă nu, ce n-ai făcut cu tare lucru și cu tare lucru. Acum ședința este frumoasă, este solemnă, să dea Dumnezeu să fie în continuare așa, să nu ne mai amintim de acele vremuri. Vă doresc succes, sănătate și îndeplinirea tuturor doleanțelor dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și eu, domnule Țibulcă. Dacă dintre domniile voastre dorește cineva să mai ia cuvântul, dacă nu, eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru, repet, întreaga activitate pe care ați avut-o în decursul anului 2018, să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de astăzi. Și pentru că suntem încă la început de an, aș vrea să vă urez un an nou cât mai bun, multă sănătate, fericire și succes în activitățile pe care le desfășurați. Vă mulțumesc mult, să aveți o zi bună!